pentru că ceasurile sunt înaintate, pentru că sfertul academic s-a împlinit, s-a rotunjit. Vă spun, bine ați venit, sau bine ați revenit la Biblioteca Județeană Costache Sturza și mai ales bine ați venit la Festivalul Național George Bacovia, Bacfest 2017. În mod normal, nu, pentru că e vorba de Bacovia, ne-am fi așteptat la o vreme adecvată, nu mi-a ieșit chestiunea asta, mi-o asum din start, dar mă consolez cu un vers, vom spune că toamna a venit. Foarte trist, da, foarte trist. Eu sunt, în schimb, foarte bucuros pentru ceea ce se întâmplă și pentru ceea ce se va întâmpla în următoarele 4 zile în urmea lui Bacovia. Sigur că ar fi foarte multe de spus, nu o să vorbesc eu acum prea mult, eu am doar rolul ăsta de, știu, mesager, să zicem, eu de gazdă. Ori pentru că suntem la colocviile revistei Ateneu, cei din redacție vor prelua imediat legătura. Nu înainte de a mai spune 2-3 chestiuni introductive, dacă pot să le numesc așa. După cum cei mai mulți dintre dumneavoastră știu, acest Festival Național Bacovia nu e o inovație, nu e o invenție, ci încearcă să ducă mai departe o tradiție. O tradiție începută în anul 1971, nu? Când s-a organizat prima ediție, când s-a inaugurat și Casa Memorială George Bacovia din oraș, când s-a dezvelit și statuia sculptorului Constantin Popovici din centru. Așadar, ne situăm, în definitiv, în continuarea, în prelungirea și ducem mai departe această tradiție a unui festival de care Bacăul are nevoie, cu siguranță. Organizatorul nu este biblioteca, ci este Consiliul Județean Bacău, prin intermediul Bibliotecii Județene și în colaborare cu cam toate instituțiile culturale importante din Bacău. O să le trec acum foarte rapid în revistă. Ni s-au alăturat în organizarea acestui festival Filarmonica Mihail Jora, Teatrul Bacovia, Complexul Muzeal Iulian Antonescu și Casa Memorială George Bacovia. Îi avem alături pe cei de la Universitatea George Bacovia și pe cei de la Universitatea Vasile Alexandrin, Inspectoratul Școlar, parteneri media, zic eu, de prim plan, e vorba de Radio România Actualități, de Radio Trinitas, Radio România Cultural, TVR Iași, Deșteptarea, EuroTV, Tele1, alte câteva bloguri, pentru că nu e așa, vorbeam mai înainte cu Ovidiu Genaru și, într-adevăr, se pare că lucrurile se mută în spațiu virtual. Văd că s-a ascuns acolo pe canapea, cum îi șade bine poetului neștiut de nimeni, dar nu scapă. S-o creadă el că scapă. Revin la ceea ce spuneam. Aș mai sublinia implicarea în organizarea acestui festival și iarăși ăsta e un motiv care mă bucură, a tinerilor de la Federația Tinerilor, pentru că în 2017, după cum știți, Bacăul este capitala tineretului din România și tinerii voluntari care fac parte din această organizație ni s-au alăturat și vor fi prezenți la evenimentele care vor avea loc. Programul l-ați văzut, n-are rost să-l repet eu acum pentru a nu prelungi partea asta introductivă. Eu vă spun, bine ați venit la Bacfest 2017. Sper să vă simțiți bine aici la Bacău, sper să fie zile frumoase cu spectacole, cu muzică, cu teatru, cu film, cu poezie, cu, știu eu, lansări de carte, dezbateri și așa mai departe. O rog acum pe doamna Carmen Mihalache, directorul revistei Ateneu, care de zeci de ani nu se implică în organizarea acestui festival, indiferent cum s-a numit el de-a lungul premii, să preia legătura. Mulțumesc salutului Adrian Jicu, bine ați venit la o nouă ediție a colocviilor revistei Ateneu. Și vă salut din partea redacției Ateneu, colegii mei aici de față, Violeta Savun, Marius Manca, Ștefan Radu, Dan Perșa și Ioan Tănilă. Am trecut
plăcut să vedem, este o redacție restrânsă, dar ceea ce facem noi credem că este important. În primul rând, continuăm revista Ateneu. Anul trecut am avut un coloviu pe care l-am intitulat Bacovia, poet și solitar. Acum m-am gândit la un titlu mult mai încăpător, așa, Efectul Bacovia, pentru că noi de la revista Ateneu, în primul rând, și noi suntem o parte a efectului Bacovia, nu? A fost fondatorul revistei Ateneu alături de Grigore Tabacaru și asta a fost cauza. Iată că noi continuăm să ducem mai departe o revistă care va împlini curând centenarul de la Sărbia Veche, 1924, și are peste 50 de ani de când există, continuată la inițiativa lui Radu Bărneci, seria 9, deci din 1964. Efectul Bacovia, la ce m-am mai gândit? De ce iubesc atât de mult tinerii pe Bacovia? Regăsim în poezia lor autenticismul minimalist, iubirea, teama de moarte, angoasa, și tot ceea ce face această temă, tematica poeziei bacoviene, pe care eu, fiind om de teatru, fiind critic de teatru, gândindu-mă la dramaturgie, l-aș duce puțin în zona, în zona lui Cehov, la o ironie, o ironie lirică, dar mai ales în zona lui Beckett, la tăcerile, la așteptarea, la imprecizia, la sentimentul vidului, la incomunicare, deci la absurd, deci la Beckett. Dar astăzi mi-am propus să facem o discuție cât mai decontractată, deci liberă, nu academică, nu foarte savantă, despre poezia lui Bacovia. În sală se află mulți cunoscători și iubitori ai poeziei lui Bacovia, dar vreau să-l salut în primul rând pe domnul profesor, criticul literar Constantin Călin. Exegeza atât de minuțioasă, așa, a operei lui Bacovia, asupra căreia opera, deci sunt acum o mulțime de noi perspective și pe noi ne interesează acum o privire proaspătă asupra operei lui Bacovia, deci felul în care, de fapt, l-am perceput, l-am receptat noi. Îi am alături de mine, m-am fortificat cu câțiva invitați prestigios ai revistei Ateneu, cu poeta, cu scriitoarea Nora Iuda, cunoscută traducătoare, care i-am citit un excelent eseu în revista Vitral. Vedeți că vorbesc cu foarte multă generozitate despre celelalte reviste, despre Bacovia. Am chemat Bacovineci, care în afară de cunoscutele ei calități de poetă, scriitoare, este președinta Pen Clubului Românii, se văd o încă noastră, așa? Iar eu, de fapt, pe Nicoleta Popa Blanariu, pe Lucian Vasiliu, poetul și directorul Nina, care ne-a adus și lucruri noi, cărți despre care vom vorbi, vor fi niște semnale editoriale, după ce noi vom sta puțin de vorbă despre cum am gândit, eu să spun, Bacovia aproapele nostru. Vă mulțumesc! Marius Manta, criticul literar, cronicarul revistei Ateneu, alături de Adrian Jicu, care a rămas în revista Ateneu, este redactor asociat, este directorul acestei frumoase biblioteci, într-un spațiu împrumutat, de adevărat. Dar am rămas împreună, în ideea de Ateneu, iar astăzi suntem în ideea de Bacovia aproapele nostru. Bună, onorantă comisie, într-adevăr, la rândul meu vă mulțumesc din toată inima pentru că ne sunteți aproape, ne-ați fost aproape și iată că ne sunteți pe mai departe aproape. Și vrând nevrând voi pleca tot de aici. Ce este cu acest efect Bacovia? Ce înțelegem noi prin efectul Bacovia? Așa cum deja probabil că intuiți, sintagma aceasta nu urmărește să cuantifice în mod exact anumite trăsături, nu urmărește să solidifice, dacă vreți, cu apanajul cântarului date specifice poeziei bacoviene. De altfel,
dacă doriți, efectul Bacovia poate fi în bună măsură, cred eu, recalibrat în funcție de termenul de bacovianism. Bacovianismul, un concept puternic, dur pentru întreaga noastră literatură, care nu, așa cum se spunea și s-a spus de multe ori, se poate exporta foarte bine. N-am să țin vreo prelegere, nu-mi permit să fac lucrul acesta. Am să spun doar că cred că ideea de bacovianism a fost intuită încă o dată cu prima monografie ce i s-a dedicat lui Bacovia, de către Mihai Petroveanu, și treptat până către noi, firește, termenul în sine a suscitat discuții de cele mai multe ori evident contradictorii din partea criticii literare. Iată, de exemplu, repet, promit să nu lungesc foarte mult treaba aceasta, într-o carte care a făcut furori la momentul apariției sale, Teodor Codreanu, în complexul Bacovia, încerca să redefinească ideea de bacovianism, vorbea despre, oarecum în tip paradoxal, despre abstractul acestui concept, care se împletește vrând nevrând cu modus vivendi. Acest modus vivendi, dacă vreți, ne aduce aminte de mult mai simpla expresia lui Constantin Ciopraga. Domnilor, există un stil Bacovia. Bun. De-a lungul anilor, așa cum a zis și Carmen mai devreme, noi în redacție am încercat să îl apropiem mai mult pe Bacovia, am încercat să-i descoasem opera, utilizând diferite paradigme, diferite grile de lectură, taxonomii mai mult sau mai puțin la modă. Apoi, ne-a interesat un Bacovia apropiat avantgardei, ne-a interesat un Bacovia care, de ce nu ar putea fi integrat postmodernismul. Am vorbit despre traducerile care s-au făcut din Bacovia. Apoi l-am pus în acord pe Bacovia cu muzica atonală contemporană. În fine, am discutat despre toate aceste multe fețe ale operei lui Bacovia și săptămânile trecute ne-am dat seama că dacă facem cumva un soi de remember, un fel de sumum al tuturor acestor discuții, am ajuns într-un soi de metacritică. Și acum, iertată-mi fie paranteza aceasta, îmi aduc aminte de bucuria extraordinară pe care Petru Peția o transmitea studenților săi și nu numai acolo, a spus-o de mai multe ori, a afirmat-o și în scris vis-a-vis de Eminescu, că un poet trebuie citit, de fapt. Prima condiție, condiția sine qua non pentru a înțelege, este să citim, să revenim mereu la opere. Și că, vrem, nu vrem, fiecare poem se recalibrează odată cu lectura fiecăruia dintre noi. Gândindu-ne așadar împreună la toată chestiunea aceasta, am zis de ce nu să cerem un soi de tribut din partea oaspeților noștri, un soi de mărturie a momentului în care l-au întâlnit pe Bacovia. L-au întâlnit, cum să zic eu, organic. Nu ne interesează aici un Bacovia care, eu știu, a fost instituționalizat. Nu acel Bacovia din manualele școlare, nu neapărat acel Bacovia de la cursurile Facultății de Litere, ci cum s-au gândit Bacovia, dacă s-a întâmplat, firește, lucrul acesta, în opera dumnealor, eu știu, în felul dumnealor de a fi și așa mai departe. Opera lui Bacovia, știm cu toții asta, este plină de sincretisme bogate,
de o mecanică cu totul aparte și ne-a făcut pe bună dreptate să ne întrebăm care este efectul muzicii lui Bacovia. Și pentru această scurtă, pe finalul acestei scurte prezentări, dacă îmi dați voi, un scurt citat, o să-mi permit, din cartea domnului profesor Constantin Călin, în jurul lui Bacovia. Și vă rog să mă ascultați, citesc. Muzica sonoriza orice atom. Era adică pătrunzătoare, răscolitoare. Ce fel de muzică poate produce asemenea efecte? Evident, o muzică simplă, ascultată într-o grădină de vară, sau la un bal, sau la o cafenea. Niciodată muzica lui Bacovia nu evoca muzica din sala de concerte, muzica clasică, grea. Versul "Muzica sonoriza orice atom" nu e inspirat de vreo simfonie wagneriană, ci aproape sigur de un cântec la modă. Dar gustul și atitudinea lui Bacovia față de muzică sunt ale celui care receptează din plin dimensiunea lirică, emoțională a acesteia. Deși chiar în poezia din care am citat, Largo, e vorba de Largo, era distanță, dacă pot zice așa, față de o manieră obișnuită în epocă și nu numai, îngroșarea laturii sentimentale, muzica sentimentalizat obositor. Iată câteva puncte care cred că ne-ar putea introduce într-un soi de dialog viu, la care vă invităm, firește, și pe dumneavoastră să luați parte. Știu cum să începem, nu avem niciun scenariu. Cred că nu fac vreo gafă, am să o invit pe doamna Nora Iubea, dacă binevoiește, să... Sunt la gând cu bucurie. Perfect. Chiar așteptam să mă invitați, pentru că mor de emoție și voiam să termin mai repede. Vă rog. Mă bucur teribil că sunt în mijlocul dumneavoastră și nu o spun deloc convențional, probabil că se și vede. Fiindcă vin prima dată la Bacău și nu știu ce se întâmplă, dar sunt într-o perpetuă efervescență interioară. Adică aici sunt copleșită de tristeți, aici sunt exaltată de bucurie. Eu am unele comunicări din astea cu altă lume și probabil că simt foarte tare spiritul lui Bacovia în acest oraș. Adevărul este că mai simt ceva care mă mișcă foarte tare. Am trecut prin niște parcuri și am văzut pe bănci tineri îndrăgosteți. Era o fată și cu un tânăr culcat pe bancă, cu capul în pala ei și el mângâia pe păr. Ceva ce în zilele noastre în București nu prea se vede, pentru că bucureștenii sunt mult mai îndrăzneți. Am văzut bătrâni foarte mulți pe bănci. Am fost la biserica cea mare și am rămas încremenită. N-am văzut în nicio biserică din București, din alte orașe, decât la Buenos Aires, atât de mulți oameni într-o biserică. Era imposibil să înaintezi. Da, e adevărat, dar chiar și așa. Și tot timpul aici în Bacău, din cât am văzut, ai senzația că merge adolescența de mână cu bătrânețea. Pentru că și în biserică era același lucru. Adică erau tinere cu plete sau tunse scurt sau... și alături de doamne cu un voal pe cap sau cu o provoadă, pur și simplu. După aceea, în sfârșit, n-are rost să vă vorbesc despre Bacău, pentru că aici am venit să vorbim despre Bacovia, dar până la urmă se contopesc. Ieri am fost cu profesorul Petrușca și mi-a arătat un picuț din oraș și m-a dus și am văzut statuia.
Și m-a impresionat și statuia foarte tare. Pentru că e foarte interesant de ce sunt aici totdeauna două linii paralele în acest oraș. Ziceam de bătrânețe și de tinerețe. Mă rog, și toamna și iarna aici sunt împreună, dar sunt amândouă la sfârșitul anului. Asta e partea din Bacovia care nu îmi place, acum mai mult de când m-am făcut atât de bătrână. Dar spre deosebire de adolescenții de astăzi, trebuie să vă spun că mie când eram în liceu nu-mi plăcea Bacovia absolut deloc. Și nu-mi plăcea Bacovia pentru că e foarte curios, mie nici în ziua de astăzi la tinerii noștri care au subt destul de mult din Bacovia, cum spunea doamna Carmen Mihalache, în minimalismul tinerilor de astăzi există accente bacoviene, iar la elevii de liceu el e într-adevăr cel mai tare iubit de adolescenți. Am făcut foarte multe întâlniri pe la școli, pe la liceele din București și de câte ori am întrebat care este poetul lor preferat, toți mi-au spus Bacovia. Și mereu mi-am pus întrebarea de ce, deși am constatat asta și la băiatul meu care era balerin, prim balerin la Opera Română și care, acum e pensionat, de asta am spus, era. Trebuie să vă spun că nu putea să-l citească pe Eminescu. Imposibil. Și nu puteam să-l fac să-l citească pe Eminescu spunând că nu înțelege nimic. În schimb, dormea cu Bacovia supernă. Mie nu-mi plăcea Bacovia din cauza jelaniei. Vă rog să-mi scuzați cuvântul. Poate că nu numai că nu se cade la această întâlnire să spun așa ceva, dar vă vorbeam de Nora Iuga, că ăsta era numele tatălui meu, care în liceu, într-adevăr, avea asemenea sentimente sau antipatii. Nu-mi plăcea din cauza jelaniei, pentru că pe el îl vedeam tot timpul plângăcios și suferind și bolnav și cu fete care tușau și cu tuberculoși, cu oftică, cu morminte, cu gerbe cu... și nu înțelegeam pentru că în mine palpita viața frenetic din totdeauna și nu puteam să înțeleg unde era rafinamentul, unde erau ascunzișurile. Unde era acea complexitate pe care o caut întotdeauna? Unde era acel sunet care să iasă? Dacă eram în literatura engleză, în curentul poezia mormintelor. Și citindu-l și recitindu-l și văzând cât de ușor mi se fixează în creier versurile lui Bacovia, chiar dacă nu-mi plăceau, ele rămâneau. E poetul care se ține cel mai bine în minte. Și acum, de câte ori se întâmplă să aud un cuvânt care mi-amintește de o poezie de-a lui, îmi vine un vers de-a lui în cap. Și când am ajuns să citesc poeziile din ultima parte a creației lui Bacovia, atunci abia l-am descoperit pe Bacovia al meu, adică pe Bacovia tăcerilor, pe Bacovia spiritul acela foarte modern cu care nu eram obișnuită pe vremea aceea și fractura aceea a gândului. Asta mă înnebunește cel mai tare poezia lui Bacovia pentru că este omul care vorbește singur și cunosc acum abia la bătrânețe ce înseamnă să fii completamente singur și să vorbești prin cameră cu tine, cu glas tare. Și atunci începi un gând și dintr-o dată îți vine altul, se rupe gândul ăla
faci niște salturi extraordinare la jumătatea propozițiunei. E, asta găsesc în Bacovia. În omul începuse să vorbească singur sau în omul a devenit concret. Semnele, punctele de suspensie la care s-a renunțat de mult, poezia lui este plină de puncte de suspensie, fără să-mi fi amintit de acest lucru, în textele pe care le scriu în ultima vreme, în ultimii doi ani, constat că aproape pe fiecare rând eu am puncte de suspensie. Mie îmi vine exact din această fractură a gândului. Rămâne jumătate de gând, se rupe ca un pod și rămâne în aer. Asta e un lucru extraordinar, adică asta ți arată sufletul, adică lipsa gândului îți deschide o fereastră imensă spre ceea ce este în interiorul tău cel mai profund. Ce pot să vă spun mai mult? Sunt extrem de emoționată de Bacovia, de Bacău și de dumneavoastră. Și vă mulțumesc din suflet. Intermitențele, da. Voiam să mai spun de la unele dintre temele bacoviene și foarte actuale, așa din temele, este tema ratării. Tema ratării, apoi este însingurarea aceasta într-un univers și incomunicarea în care se vorbește din ce în ce mai mult de unul singur la telefoanele celulare, pentru că singurile de stradă cu hands-free. Și la nevroză, trăim vremuri care nu sunt deloc vesele, nu? Sau țara noastră e tristă, plină de humor, că vedeți câte se întâmplă. Așa, Bacovia este așadar aproapele nostru. Noi am spus că vom face un dialog, Marius și cu mine nu va fi un singur moderator, dar că vom fi moderați și vorbim noi mai puțin, da? Marius, dacă vă mulțumesc atât. Mulțumesc, Carmen Mihalache, și mulțumesc, Adrian Jicu, și mulțumesc tuturor instituțiilor care fac cu putință acest festival, care cred că este o bogăție a orașului Bacău, oraș de care mă leagă copilăria mea. M-am născut aici și am copilărit aici, am trăit aici până pe la 16 ani. Bacăul face parte acum din celulele ființei mele. Cred că simt cumva gravitația, lumina, influențele climatice și toate celelalte care alcătuiesc, de fapt, ambianța unui oraș. N-am mai fost de mult, totuși, în orașul meu natal și azi dimineață, plimbându-mă prin el, am constatat că s-a schimbat foarte tare și aproape că nu mai recunoșteam pe anumite străzi și aveam un regret anume că acel oraș al copilăriei mele a dispărut. Și, dintr-o dată, am auzit o turturică cântând. Și brusc, acel tril melancolic al turturelei în fața unei vile destul de dărăpânate mi-a declanșat, de fapt, memoria aceasta afectivă, emoțională și am regăsit, cumva, dragostea pentru acest loc și, dincolo de clădirile frumoase, care, de fapt, acum îmbogățesc orașul și dau o notă dinamică, m-am regăsit, cumva, în acest loc și în ambianța lui. Vreau să vă zic că în vremea copilăriei mele, Bacău era mult mai apropiat de poezia lui Bacovia, așa cum o știm cu toții. Orașul avea încă părțile lui vechi, triste, melancolice, care ți-l făceau mult mai inteligibil pe Bacovia, clasicul nostru modernist. Chiar întâmplarea face că am locuit o vreme într-o casă care era în fața casei memoriale George Bacovia. Tatăl meu a reînființat revista Ateneu. În 1971, grație lui și în întreg colectiv de oameni, s-a implantat statuia lui Bacovia, creată de sculptorul Constantin Popovici. Mi-aduc aminte și acum de acel moment. Eram o mică adolescentă și era foarte multă lume în jur când s-a dezvelit statuia acoperită cu un cerceaf alb și când doamna Agata Bacovia a strigat
înspăimântată. Acesta nu este Bacovia. Și după un moment de stupoare, cineva a spus, ba da, doamnă, dumneavoastră nu l-ați cunoscut, cu adevărat. Ceea ce a salvat acest moment special și l-a lăsat în memoria oamenilor. Dar despre aceste lucruri și altele legate de Bacovia puteți afla în monografia domnului Constantin Călin, din care de altfel și eu am aflat multe lucruri. Pe care nu le știam în vremea adolescenței mele, când îl citeam și eu ca alții pe Bacovia. Faptul că Bacovia a fost un elev rău la învățătură și că și-a terminat la 22 de ani liceul și că a început de mai multe ori facultatea și a terminat-o cu întârziere și că a fost o ființă chinuită care a lucrat puțin și rău în diverse locuri și care ca exemplar uman nu era neapărat un model, ca să zic așa, pentru tinerii, mai ales pentru tineri. Dar din dificultățile vieții lui, din viciile vieții lui, de fapt, el și-a extras până la urmă această sensibilitate deosebită care a făcut cu putință să extrază, să sintetizeze un anume sentiment al ființei, cum ar zice Constantin Noica, o anume dimensiune a poeticului. Și aș zice că această dimensiune a poeticului ar fi, cum zicea și Nora Iuga și ceilalți aici de față, acest sentiment al solitudinii, al tristeții, al singurătății și, nu în ultimul rând, al depresiei și nevrozei, lucruri care nu sunt neapărat la îndemâna și pe placul tuturor. Dar dacă ai curajul să te arunci în poezia lui Bacovia, la orice vârstă ai fi, poți retrăi într-o puritate deosebită, rar întâlnită la alții, aceste sentimente și aceste dimensiuni aparte ale ființei. Nu e nevoie să fii un melancolic, un depresiv sau un nevrotic ca să ai acces în această poezie atât de simplă, atât de esențializată, atât de muzicală, la esența unui sentiment uman profund și să-l retrăiești în poezie și în felul acesta să-ți îmbogățești, de fapt, paleta de efecte și de emoții cu care ești dotat. Pentru că noi nu putem să fim toți oamenii, dar prin poezie putem să fim mult mai mult decât suntem în mod obișnuit. Prin anume poezie, prin anume poetici, prin anume discursuri poetice, putem să trăim ceea ce niciodată altfel nu am trăit. Și cred că oricine citește Bacovia, chiar numai un poem sau două, are acces la această abisalitate a singurătății, aș spune, la o puritate a tristeții care pur și simplu te aruncă în neant, dar în același timp te purifică și ai un fel de sentiment al ființei pure, fără alte detalii, fără alte caracteristici sau atribute. În liceu, când eram, îmi plăcea și mie poezia lui Bacovia, așa cum place tuturor licenilor, tocmai din cauza că licenii la vârsta aceea au sentimente foarte acute și contradictorii. Sunt bântuiți de gândul morții, al sinuciderii, al dragostei absolute, după cum știm cu toții. Și Bacovia, într-un fel, hrănește, are un tip de o travă dulce care îți hrănește aceste tentații existențiale sau existențialiste și bine face într-un fel, pentru că de fapt în felul acesta le intensifică și le esențializează și cumva ca spirit tânăr, încă neformat, poți avea acces la o valoare a lor absolută, aș spune. Și în felul ăsta cumva te și purifici. Se produce un catarsis și atunci poate că nu-ți mai vine să treci la act. Mai târziu însă, n-am mai iubit poezia lui Bacovia, trebuie să o spun sincer, pentru că, așa cum spunea și Nora Iuga, la o altă vârstă a vieții ai nevoie de energie, de dinamism, de implicare, vrei să transformi lumea, ai gânduri mărețe, uneori poate exagerate și atunci poezia aceasta care minează cumva un anume sentiment al ființei. La ce cuvântul minează? Minează. Eu am înțeles, minează, că se întâmplă și minează. Poeții minează foarte mult. Ai dreptate. Ceea cei mai mari pe care îi considerăm puri, să știi că minează foarte mult. Așa e. Și tu știi asta. Da, eu...
și la vârsta implicării în realitate, Bacovia e puțin dificil de absorbit, te poate cumva dezorienta și la acea vârstă nu am mai iubit poezia lui Bacovia. Dar m-a adus înapoi la ea o cățulică mică a poetului Dinu Flămând, care care m-a făcut să-l văd cu alți ochi și brusc îmi dau seama că și ca poet tânăr, profesând o altă poetică, o altă viziune a lumii, pot să absorb ceva din el și să-l iubesc. Poeții obzeciști, generația obzecistă din care fac parte, l-au iubit pe Bacovia, dar nu face parte cu adevărat din instrumentele poetice, estetice cu care noi le-am folosit sau pe care noi le-am pus în evidență, în lumină. Dar el a rămas așa ca un fel de icoană, puțin aparte, foarte iubită, dar nu neapărat urmată. Acum, există opinia că în generația 2000, cum spunea și Carmen Mihalache, în minimalismul ăsta prozaic care se profesează și care a ajuns, pe părerea mea, la unele excese și poate chiar la un fel de repetitivitate, s-a și lungit prea mult, există un fel de continuitate a esteticii lui Bacovia. Eu am unele dubii, dar se poate așa la suprafață să ai impresia că acești poeți 2000-iști se extrag, vin din Bacovia, deși eu nu cred. Dar ei vin din alte surse și mai ales din realitatea pe care o trăim cu toții acum de vreo 20 de ani. Bacovia, cred eu că e un poet totuși mai metafizic, cum să zic, decât poezia actuală, care refuză, de fapt, metafizicul și alte dimensiuni de acestea evanescente ale ființei. Pentru că Bacovia are această vreme, pentru că are abisalitate, pentru că are profunzime și nebunia aceasta care se scoate cumva din limitele rațiunii. Acestea fiind zise, n-am să mă mai lungesc mult, am să spun că eu cred că Bacovia rămâne în continuare valabil, dincolo de exegezele excelente care i-au fost dedicate și de faptul că el este una dintre icoanele modernismului poetic românesc, faptul că el trebuie citit din când în când, așa cum spunea și domnul Malta, dacă poeții nu sunt citiți, de fapt ei nu există. Și numai citindu-l poți retrăi această abisalitate de care tot vorbesc. Pentru că poezia, de fapt, sigur, poate fi înțeleasă, poate fi explicată, se pot scrie exegeze frumoase despre ea, dar numai citindu-o o faci să existe din nou, să reînvie și să-ți transmită acea vibrație extraordinară și unică pe care fiecare poet o întrupează. Vă mulțumesc! Doamna Nicoleta Popa-Blanagea, care este istoric literar, este interesată de teoria comparatismului, a spus recent niște cărți foarte interesante, veți vedea acolo câteva exemplare sunt pe standul acela pe care ne vom îndrepta, după ce, nu că vom epuiza subiectul, dar după ce vom mai spune câteva lucruri foarte personale, foarte vive, așa cum s-a spus până acum, despre întâlnirea noastră cu Bacovia. Te rog, Nicole. Da, dacă ar fi să-l amintesc, pe când am început să citesc pe Bacovia, ceea ce îmi vine acum în minte, pentru că, așa cum s-a spus, lipsa de scenariu m-a luat și pe mine prin surprindere, iar memoria mea, involuntară, funcționează la fel de capricios ca pentru toată lumea. Iar primul lucru care mi-a venit în minte atunci când a fost lansată această întrebare, a fost o imagine a mea dinainte de examenul de admitere la facultate. Asta se întâmpla undeva în preistorie, prin 89. Și mi-amintesc, sub influența unui Bacovia citit de Cioran, scriam: Bacovia este fața strâmbată de rictus a neantului Valah. Dacă lui Bacovia mulți ar putea reproșa predispoziția depresivă sau
plonjare în stări abisale, așa cum s-a spus. Deci dacă unii ar avea ceva a-i reproșa lui Bacovia, personal i-aș reproșa mai multe lui Cioran, pentru că pe la 16 ani, când a apărut volumul Pe culmile disperării, am primit volumul acela, cum se procura, nu neapărat de la Teșgheaua, imediat accesibilă. L-am luat atât de tare în serios acel volum, încât m-am apucat să fac fișe de lectură. Ori, intoxicarea cu Pe culmile disperării poate să dea efecte mai mult sau mai puțin benefice, dar în tot cazul poate să creeze o predispoziție pentru receptarea într-un anume fel a lui Bacovia. Ca să închei da, cu... Ca să închei cu această paranteză culprea biografică. Trebuie să spun că atunci când am văzut genericul, așa cum le-am și scris organizatorilor, l-am admirat. Efectul Bacovia, după care am început să-mi pun întrebarea de ce, până unde, în ce sens. Și mă gândeam că Bacovia e un poet fără prea multe efecte poetice în ranița lui de poet, efecte în sensul acelora retorice de tip vorbire împodobită, dar este un, sigur, sunt și alte efecte de construcție a discursului care mizează tocmai pe această scuturare de podoabe, ca să translăm o judecată aplicată unui alt poet. Însă nu la acest aspect care ține de mecanismul generator de economie și rafinament în același timp al discursului lui Bacovian, nu aici aș vrea să mă opresc, ci la felul în care am înțeles eu genericul acestui colocu și anume efectul Bacovia. M-am gândit, așa cum începuse și doamna Carmen Mihalache, la efectul lui Bacovia asupra literaturii române. Și că dintre multele lucruri care s-ar putea spune în această privință, m-aș opri numai la unul singur, pe care, ca să-l formulez, poate ceva mai pretențios, dar să încerc să îmblânzesc după aceea formula care e pretențioasă numai ca să fie succintă, concentrată, cred că unul dintre efectele majore pe care le are Bacovia asupra literaturii române este ceea ce aș putea numi o detranscendentalizare a lirismului. Adică scuturarea lui de un idealism neoromantic, post-eminescian, pe de-o parte, la noi, iar pe de altă parte, acest idealism neoromantic, specific foarte multora dintre simboliștii europeni, de la belgianul Maeterlinck, la simboliștii ruși, la Belui, la Bloch, la Soloviov și așa mai departe. Toți aceștia, după cum se știe, se formează și alimentează un mediu de un mediu mesianic și de utopie teocratică. La Bacovia se produce această ruptură de un refer transcendent. Poezia lui este imanență pură, aș spune. Și ca să intru într-un dialog cu nuanța oarecum polemică față de ceea ce s-a spus deja, în timp ce o ascultam pe doamna Magda Cărneci, mi-am adus aminte afirmația lui Antonin Artaud, care spunea că teatru, care vorbea despre marea spaimă metafizică din care s-a născut teatrul. Or, cred că aceasta, dintr-o asemenea spaimă metafizică, s-a născut și marea poezie a lui, cel puțin într-o anumită măsură, de la epopea lui Gilgamesh până la expresioniști. Numai că Bacovia, aș crede că nu este, la Bacovia nu e o spaimă metafizică, e o spaimă fizică, viscerală,
lipsită de plasa de legătură a unei transcendențe, da, care, dacă n-ar exista, ar putea fi inventată pentru confortul interior al poetului. La Bacovia nu întâlnim așa ceva. Sigur că s-ar mai putea broda foarte mult în acest sens, dar nu vreau să ocup un timp de microfon. Este lentila, care... este lentila ta. Tu așa citești pe Bacovia. Da. Și nu văd așa neapărat. Nici nu văd așa. Nu cred că e numai imanent acolo. Eu cred că există muzicalitatea. Transcendență care nu se arată, dar există. Și da, este chiar în cele mai cunoscute versuri. Dar ea se exprimă cu totul altfel decât la poezii care își manifestă, da. Care își manifestă explicit raportarea la această instanță transcendentă. Pentru că, iată-mă, uite, am intrat într-un dialog, dar asta e interesant, știi? Pentru că în poezia pe care o știe toată lumea, bărbat, când am femeia aceea, nu te duci în cafenea acolo, fumul de țigărca, da. Nu ori fiat, pentru că asta este, prin fumul de țigărca nouă, visam la un ce nu există. Și atunci îți dau dreptate, iată el afirmă susțitoare că există lumi care nu visează la lumi care nu există. Dar faptul că visează la lumi ce nu există, deci el visează la acele lumi, deci pe undeva în el există alternativa care ar putea exista. Sigur, în sensul care nu există, că nu le știe, dar el totuși în sine poartă visul că el are. Da, aici s-ar putea face și comparația decisă între universul lui Bacovia și, și un când, poem... când barbar cânta femeia aceea, această antiteză, care mereu rupturi din asta. Nu știu, mie mi se Dar nu mai vreau să te Nu, absolut deloc, că m-ați provocat și dacă îmi dați voie cu o singură frază, am încheiat, nu mai am timp să continuăm discuția. O continuați, pentru că aș vrea să auzim. Iertați-mă că v-am Oricum, sunt mult mai multe lucruri între cer și pământ și suntem făcuți din materia viselor noastre, Horace, discul Hamlet. Eu aș vrea să-l întreb și pe domnul Bacovia, Lucian Vasiliu și Lucian Vasiliu. Dacă ne-a adus un gând nou de la Iași, în afară de cărți, despre Bacovia, în această toamnă care este un etendien mai mult, așa mi-e place, că v-am primit cu soare la festivalul Bacovia. De la Iași un brățișel, de la cronicar, de la pașoptiști, de la jumimiști, de la interbeliști, George Bacovia a fost un timp student la Iași și bibliotecar. Și de la Iași am venit cu criticul literar universitarul Bogdan Crețu, cu Radu, șofer, copilot Șerban Axin. E aici în față. Da? Șerban Axinte. Mă uitam să-l și indic, el e înalt, frumos și talentat, nu-l văd deocamdată, și Radu Andriescu. E cu noi cumva în echipă de la colegiile Mănăstirești, de la Putna și doamna Teodora Stanciu. Vă spunem să Ludmile încă o dată și oricât ne străduim Nora, Norii, câmpiile noroase... Singularul Norii, doar a spus, să dezorganizăm, dezarmonizăm lumea. Uitați-vă ce armonie bacoviană. Doi flăcăi pe margine și patru spirite feminine. Da. Și nimeni nu e îmbrăcat în violet. Dar nu violeți, fiind și ziua crucii azi, am acolo un martor, un prieten, am dezvăluit problema lui Dumnezeu noapte în București, violenți uneori, la școala tehnică Costache Olăreanu Borges, biblioteconomie. Suntem într-o bibliotecă, într-un templu, știți bine, locuri comune, eu gesticulez un pic ca să fiu cât mai subțint. Și pentru a fi subțint, adică și bacovian, am încercat de mai multe ori să mă așez lângă statuia lui Bacovia. Nu trecea doamna Agata Grigorescu, am cunoscut-o la muzeu în București, împreună cu colegii, nici Gabriel Bacovia, cu care am fost în termen bun. Ne-a donat nouă la Muzeul Literaturii din Iași, manuscrise, etc. Ovidiu Genaru știe foarte bine
a apelat la manuscrisele George Bacovia din arhiva Muzeilor Literare Ieșeni. Ovidiu știe și mai bine cum și când și cât a locuit Magda Cârnești peste drum de Casa Memorială George Bacovia. Și mult știe Ovidiu ce n-a avut. Ce știm noi? Că vrem să fim nu la Oconi, ci la Conici, prin urmare. Revista Scriptori este revista editorii Junimea și aici se întâlnesc foarte mulți autori de la Pindar și până la contemporanii noștri. Numărul acesta de toamnă, septembrie-octombrie, este ilustrat de un băcăuan, a finalizat 3 facultăți, inclusiv teologia, a început construcțiile la Iași, predă icoana studenților în Canada, e băcăuan la origine, vom oferi câteva daruri la final din revista Scriptori cu băcăuanul Nicolae Nedizis Gavriliu. Tot aici, în context, Ovidiu Genaru inaugurează a 20-a colecție a editurii Junimea, se numește Cuvinte migratoare, sunt patimile lui Bacovia în variantă română și engleză. Nu spun mai mult, cărțile sunt acolo la doamna în capăt, cu mari reduceri de prețuri. E vorba de tipografie. Ne-a oferit de ziua atunci o reducere esențială de drag de George Bacovia. Daniel Dimitriu. Daniel Dimitriu a murit anul trecut, revista Convorbiri Literare. În finalul micii mele intervenții, am să rog pe Bogdan Crețu, ca scenariu previzibil, să vină el în locul meu, să mă duc eu în locul lui și să ne spună câteva cuvinte și despre Bacovia lui Daniel Dimitriu, colecția Efigii, colecție în care Bogdan Crețu ne-a mai oferit încă 2 bucurii și mai pregătește una numită Ioanid Romanescu, la 80 de ani. Ioanid a fost corector al revistei Ateneu de odinioară. Din Bacăul Ateneului, Ioanid Romanescu a venit în ea și Convorbirilor Literare. Bogdan Crețu și Mihai Ursachi, Bogdan Crețu și Cezar Ivănescu. Ioana Diaconescu București ne-a produs anul trecut dosarul Mihai Ursachi de la CNSAS, urmează la Gaudeamus București dosarul Cezar Ivănescu de la CNSAS. Mâine, eu mă grăbesc și fiindcă mâine avem o întâlnire cu Calistrat Pogaș, cu Ion Creangă, Malu Ozanie, Piatra Neamț, Libris, Târgu Cărților, Forumul de la Piatra Neamț. Dimineață pornim de vreme, de data aceasta, cum se spun, Moș Nichifor Coscaru va fi Ovidiu Genaru, da? Șoferul, și Malca, da? Jucunișica Malca va fi Carmen Mihalache. Teatru, teatrologie, dramaturgie, Ateneu, prietenie, Copiro, Eugen Ricaro și nu mai zic, Ovidiu Genaru și cu o altă prezență consistentă în colecția Cantos. Aici sunt trecuți toți autorii care au apărut în aceste colecții. O fac și eu pe Negustorul, cât de peste dealul lui Bacovia. Sunt Vasiliu de Tachianche și Cadâr, Vasile Pârvan, Bârladu, Baadu. Un mare magistru, un român veritabil, universitar, Freiburg, cu Elza Miron, acolo au fost bursieri și Andrei Pleșu, și Nicolae Manolescu, și Marin Sorescu, și Ioan Alexandru, etc., etc., Paul Miron de la Freiburg, în curând, o carte excepțională, In Memoriam Paul Miron, ar fi împlinit 90 de ani anul trecut. Aici sunt semnături prestigioase, inclusiv fostul nostru ministru, am avut și noi în Moldavă, ministru Mihai Răzvan Ungureanu, e prezent aici, Emil Brezeanu și așa mai departe. Alexandru Zub, sunt 200 de ani de la nașterea lui Mihai Cogălnicianu. Alexandru Zub, despre Cogălnicianu, arhitect al României moderne, repet, sunt doar semnale. Nicolae Turtureanu, revista Cronica, echipa de la Cronica Veche, Cronici Vechi și Noi. Anca Maria Rus, Universitatea George Enescu, Ștefan Oprea, va împlini 85 de ani, îl vom sărbători în curând la Iași, dramaturg și francez pe scenele românești, 200 de secole, filo, 200 de ani, cu, scuze, cu vârf de lance, Molière și încă spre final e anticipat un alt volum. Carmen Mihalache, din dimineață, dă o variantă nouă. La 200 de rețete am adăugat câte o rețetă
de gastronomie literară, un fragment dintr-un poet român. Și am început alfabetic la fiecare rețetă, de pildă începutul este ilustrat, foarte puțin durează. Rețeta 1, supă pisată și fragmentul de poem e al lui Constantin Abăluță. Rețeta 2, supă de raci, să se iei 20 de raci, să se spele bine, etc. E ilustrată de Sergiu Adam. Rețeta a treia, supă cu gălușcele de carne. Rețeta e ilustrată cu un fragment, mai puțin cunoscut, al poetului Felix Aderca. Peste deal, de Bacău, un drum spre Bârlad, Cuiești. Felix Aderca. Finalul, și apoi vă spun și miezul. Totdeauna miezul și coaja, coaja și miezul. Finalul, că ajungem la litera Z, cei trei sunt Constantin Dimoftache Zeletin, fiul de preot tot de peste dealuri de aici, precum Sergiu Adam, apoi Horia Zilieru și Ion Zubașcu. Iar miezul, la pagina... Imediat... Da, evident, dar voiam să încheiem tot cu miezul, cu Axis Mundi. Magda Cârneci, pagina 66, ilustrează rețeta, asta e în zi de postă, mușchi de vițel învălit. Iar la, iar la pagina 127, atenție, Nora Iuga, rețeta numărul 100, așa a căzut în sorții. Zalatină de vișine proaspete. Hai să potrivește! Și acum, Adrian Jicu, prieten bun, ești? A plecat și el. Dar ai promis că Bogdan... Că da, vine Bogdan în locul meu. Vine Bogdan. Dar spuneam, am elogiat și doi prieteni și amândoi au plecat. Da, e treabă. Ce bani ținte. Fiindcă acesta este darul nostru, al echipei și unimea scriitorii Iași, pentru biblioteca actualmente păstorită de prietenul nostru, Adrian Jicu. Îl rog pe prietenul Bogdan Crețu. Șoferul. Da. Să vedeți, am să mă șoferați el în Dobrogea și până pe Munții Murmansk. Te rugăm, vino Bogdan Crețu. Ne-a adus foarte bine aici. Noi am zis așa să... cred că la început de ianuarie totuși a murit Daniel Dimitriu. Pe 11 ianuarie... 2017. Da, înseamnă că e o greșeală la mine acolo. Da. Apare două... Sigur, vedem după ce a apărut cartea, că așa se întâmplă. Bine. Bun, propunerea a fost... mie, de exemplu, mi-a fost profesor Daniel Dimitriu la Facultatea de Litere și am învățat destule despre poezia română. Dar nu asta e motivul, pentru că mi-am impresia că prin cărțile lui erau între criticii foarte buni și foarte rafinați de... de poezie. Nu mai avem astăzi un critic de poezie la nivelul acela, nu mai avem critici specializați de poezie, cum erau, știu eu, Grigurcu, Mari Micu, da. Cistelecan, Sovianu într-o vreme. Adică a existat această ultra-specializare ca tip de critică. Ori Daniel Dimitriu a fost poate un pic mai discret, dar spun eu că în cărțile și în cărțile de studii Ares și Eros, de exemplu, sau În singurătatea lecturii, dar mai ales în cărțile despre Bacovia, în cărțile despre Minulescu, despre Alexandru Macedonski, despre Nichita Spănescu, toate sunt contribuții, zic eu, esențiale. Și atunci, în loc să facem o... Prima oară ne-am gândit să facem o antologie din toate acele volume, am zis nu, cred că e foarte bine să-i punem cele două cărți despre Bacovia una lângă alta și să le readucem în circuit, pentru că am impresia că prima, cel puțin, e, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai reușite și cele mai, cum să zic, subtile interpretări, cele mai atașate de textul lui Bacovia. Sigur, am și prefațat aceste două cărți, punându-mi problema acestei posterități critice a operei lui Bacovia, pe care am văzut-o reflectată foarte bine într-un interviu, într-un dialog din 1971, un interviu pe care Mircea Eliade îl dă lui Adrian Păunescu. Acum trecem peste foarte cele, mă rog, modul în care interviul a apărut decupat în presă la noi. E acolo un moment în care, de fapt, sunt două
momente diferite în receptarea lui Bacovia. Se întâlnește un contemporan al lui Bacovia, Eliade, care sigur nu mai fusese martor la tot ceea ce se întâmplase în literatura română după așa numit obsedan deceniu, să zicem, și e stupefiat și își exprimă direct stupefacția cum zice, dar voi, tinerii poezi de astăzi, îl percepeți pe Bacovia ca pe un poet mare? Zice, păi pentru noi nu, zice el. Poet mare era, spune el, mi-e greu să concep literatura română fără un sadoveanu ori un arghezi. Sigur că avea dreptate. Permanenți, zice, scriitor permanenți, da? Pe cât un Bacovia, pe care noi îl consideram un poet minor, foarte autentic, da, minor, zice el, nu greșea. Iarăși, o să vedem. El cânta sau revela anumite aspecte modeste, provinciale ale existenței, zice Eliade. Astăzi, după ce am trecut prin tot ce am trecut, Bacovia pare mult mai adânc, mai semnificativ și mai plin de mesaje, pe care atunci noi nu le vedeam, noi eram pregătiți să le vedem. Atunci, Eliade încearcă să-și explice, să zicem, această ieșire în fața lui Bacovia. Știm bine, criticii contemporanului nu l-au pus printre primele, nu făcea parte din certitudine. Și Dovinescu și Călinescu vedea mai mult artificiu, da? În fine, încearcă și-o explice printr-un fel de bacovianizare a lumii, zice. Poate voi trăiți într-o lume închisă, gri, repetitivă, monocordă, și vă place Bacovia. În fine, nu o exprimă direct, dar asta sugerează. Se întâmplă însă un lucru foarte interesant cu Bacovia, zic eu, această revenire și această... Astăzi, dacă ne uităm, cred că poetul cel care pulsează și poetul care influențează și a influențat în mod cel mai clar poezia de după 70, Bacovia. Nici arghezi, prea mulți arghezieni nu mai avem. Blaga a avut un moment la începutul, mă rog, pe la jumătatea anilor 60, pentru că fusese interzis și foarte mulți poeți au debutat sub semnul lui Blaga și au fost blagie, în fine. Barbu-i greu de imitat, obligatoriu, au mai fost, știu eu, încercări de la Dan Volta la mai, mă rog, alții, dar acolo obligatoriu te situezi într-un epigonism vizibil. Bacovia, în schimb, am impresia că a reușit. Și reușește și astăzi să fie un poet frecventat, poate fi intrat în alte experiențe, știu eu, prin Mircea Ivănescu, de exemplu, prin bacovianismul altor poeți. Bun, după mine, primul eseu al lui Daniel Dimitriu e foarte, foarte, ziceam, foarte... mă rog, atașat de poezie, nu încearcă... Nu-i un eseu, cum să zic, convențional, definește la un moment dat caracterul personal. Pentru Bacovia, zice el, poezia e așa un tip de discurs personal. Scriitorul Bacovia scrie pentru cititorul Bacovia, așa se explică controlul foarte, foarte atent asupra versului, dincolo de universul dezarticulat, materia care nu se disipează. Versul e foarte controlat. Opera ca veleitarism pașnic. Ce se întâmplă între timp? Se întâmplă că noi nu mai receptăm pe Bacovia prin prisma simbolismului. Când îl citim pe Bacovia, nu mai raportăm la acel model și cred că asta face bine poeziei lui Bacovia. Asta e un lucru foarte important care dă acest aer de prospețime. În fine, Daniel Dimitriu are curajul să vorbească chiar de oarecare debilizare a poeziei lui, a lirismului lui Bacovia, a doua, așa numită Bacovia după Bacovia, face o poezie, o antipoezie, dacă vrem, da, un scenariu, cumva, Daniel Dimitriu nu merge spre deosebire, de pildă, de alți critici, nu știu, am văzut în istoria critică, Manolescu nu-și culege textul cel mai bun despre Bacovia, care apare într-un dicționar micuț, cu mesajul, un dicționar esențial. Ăla e un eseu foarte bun, ci vorbește de această falsă valorificare a ultimelor poeme ale lui Bacovia, care nu prea-s poezie, dar, mă rog, încercăm să le, cum să zic, zice Manolescu, să le aducem, să le prețuim prin prisma primului Bacovia și să le exagerăm valoarea prin interpretare. Dar Dimitriu preferă să vorbească, la un moment dat,
de un proces involutiv al liricii Bacovia, dar unul, cum să zic, voit, calculat, meticulos, urmărit, o dezagregare și a Bacovia, care vine și scrie, având conștiința că totul a fost scris, că nu mai poate, trebuie să-și debacovianizeze poezia, și atunci face acest experiment, care sigur are nevoie de ceva timp ca să fie perceput. Asta am spus că e cumva important să readucem în circuit. Stau foarte bine împreună aceste două cărți. Nu întâmplător, a doua a fost publicată în serial în Ateneu, începând cu anii cu 93, cred, dacă nu mă înșel. Aici a apărut prima oară Bacovia după Bacovia. Mă rog, efort care arată totuși coerența acestei opere. Am terminat. Mulțumesc, Dragoș. Am fost un dialog, deci vă ascultăm pe oricine dintre dumneavoastră. Ovidiu, dacă totuși... Numai puțin, exact asta vreau să spun. Sunt absolut convins că, practic, în subsidiar s-a vorbit aici despre chestiunea, inclusiv despre chestiunea măștilor lui Bacovia. Evident, dacă acestea au fost conștientizate, dacă au fost asumate, cert este că Bacovia a născut patim și printre noi există cineva care a pătimit serios poetic, liric, serios ludic în urma tuturor lecturilor și v-aș ruga, domnule Genaro, dacă binevoiți, să compătimim, să compătimim. Să te ascultăm un gând. Băi, nu te vedem. Așa, Ovidiu. Azi cum facem cu un te vedem acolo. Ovidiu, îți dăm și o vioară? E mai bine să stai izolat, că toată atenția se îndreaptă spre la către aceia care nu sunt în jur. S-au spus lucruri prețioase aici. Deci familia Genaro e o 10, nevastă mea, după mine, încă 10, am stat în casa Bacovia 20 de ani. În fel, te încuia la interioarelor, s-au lipit și de hainele noastre. Da, clanța aceea rece exista, mai ales în primii ani când am dus, era foarte fric. Da, da. După mine, Bacovia este puțin în exegeza critică, mutat într-o zonă puțin minată de prea multă teorie. După mine, el ar trebui perceput ca un produs mai puțin cultural. Lunecările lui spre simbolism, cred că omul și-a încercat niște tipare în care să intre ceea ce vrea, ce simțea Bacovia. Niște tipare care erau la modă pe atunci, probabil. Bacovia este un poet mult mai, cum îl percep eu, mult mai direct. Uneori pare chiar un se vorbea despre minimalismul limbajului bacovian. Stă fără noimă catedrală, azi într-un rafinat. Uneori, parcă e un reportaj. Tot cum percep eu, cu muzica, sonoriza orice atom sau aud materia plângând, parcă sunt niște abateri de la... Sunt niște încercări de a intra într-o zonă, s-ar fi părul lui, mult mai profundă. Iar oricum este profund din fleacuri. Uitați-vă, aici îl lipesc oarecum spre Cehov, făcută din surcele, din nimicuri. Din lucruri lumină pe care da, chiar. Chiar, nu? Așa am perceput. Au trecut multe texte și multe manuscrise prin mâinile și sub ochii mei. Unul dintre ele fiind, fost un om și fricos, un om sub vremuri, când își pregătea, domnul Călin știe, își pregătea o
carte, de fapt prima carte mi se va pronunția, volumul acela, manuscrisul care e la București, mi se pare că la o instituție era, cu corecturile lui peste textul crud, nu știu exact cum să vă spun, sunt corecturile lui pentru a face textele tipăribile. Era un om sub vremuri, fără teorii prea multe. Mie mi se pare că Bacovia este mai prețios, mai profund după cu voi, unde s-a distanțat de unde a fost el mult mai mult el însuși. Cred că nu a existat un produs mai autentic pe care putea să-l dea Bacău decât acest omuleț firav și vulnerabil și la vreme. Bacău are niște presiuni, nu-mi place să spun energii, pentru că sunt prea folosite aceste cuvinte. Ale locului niște caracteristici, vezeală, frigul din noiembrie, cerul violet, uneori n-a făcut decât să, cum bine spune Caraion, n-a fost decât uneori un foarte bun și sensibil secretar al Universului. E o formulă excelentă pe care a găsit-o, care îndeată lie la consacrat termenul de bacovianism. Ce să vă spun, a fost un loc în care nu am simțit presiunea lui Bacovia și a textelor lui, ci presiunea mai degrabă a locului, a microclimatului. A fost și sentimental uneori, nu trebuie să-l golim de această valoare omenească. Imaginați-vă că a trăit la începutul veacului, a fost un poet timpuriu, 1916, cât avea de 91 când s-a născut. A fost un poet precoce, cum arăta Bacău, pârlitul ăsta de oraș de atunci. Erau 20 de meserii ovrești de breastre și fiecare breastră ovrească avea sinagoga Breslei, balică pe Calderăm. Totul este din exterior intrat în el și exprimat. Numai el a putut să exprime cum a făcut-o. Cartea Patimile după Bacovia are o mică istorie, Sara, nici în plâni, nici în mânecă n-a avut cu Bacovia. De ce a apărut în 82, n-aveam, nu eram la casa Bacovia. Am făcut același liceu, sunt o mulțime de lucruri, de coincidențe. Locuința în care stau blocul este pe locul fundației, blocul actual este acolo unde a fost casa părintească. Am patinat pe același pârâu Negel, cu cocei pe cocean de porumb, am făcut același liceu. Nu știam, niciun profesor nu ne-a spus că în acel liceu a învățat Bacovia. Am fost și eu bun la desen, n-a fost la muzică, el a fost mult mai bun decât mine la poezie. La gimnastică amândoi. Când eu mă nășteam, Bacovia a luat premiul împreună cu Arghezi, primul național, l-am părțit, nici asta n-a putut să fie întreg la el, nu prea s-a bucurat de poezia lui el. Întotdeauna când vorbim de Bacovia, cred că ar trebui să apăsăm puțin mai mult și pe pedala sentimentală, omenească. A fost un om care, după părerea mea, a avut cunoscând și familia și produsul lui, Gabriel Bacovia, care a fost un omuleț și mai vulnerabil decât tatăl lui.
doamna Bacovi a fost bărbatul din case, așa. Povestesc, el a fost foarte de puține ori la Bacău, povestesc unii profesori că la o întâlnire când a fost primat de bază 8, mi se pare, când a venit bază 7. Bază 7, da, m-am apropiat. Puțină aproximație trebuie. La un chef la liceu avea sticla, se pare, e și o memorie falsă despre Bacovia, băutor, am întâlnit oameni care, toți au amintiri, unii care nici nu erau copii când Bacovia era în Bacovia și toți acum, foarte mulți au amintiri despre Bacovia. Ce despre mine și mai bine singurate și uitate. Pierduse de retras necăsător în țara asta plină de humor, mai bine singuratic și uitat. O, genii întristate care mor în cer barbar și fără sentiment, prin asta este celebră în Orient, o țară tristă, plină de umor. A știut ce scrie. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte păreri, intervenții, să nu uităm că aici sunt și câteva cărți ale invitaților noștri, foarte puține, știți cum e circulația cărților acum. Am găsit și am căutat la toate librăriile doar vreo două volume ale doamnei Nora Iuda, unul mi se pare că s-a cumpărat, mai este acum unul acolo la masă. Magda Cărneci are din volumul ei de poezie Viața. Și Nicoleta are cărțile de la editura Juninea adusă de domnul Lucian Vasiliu, dar puteți vorbi cu autorii, puteți lua pe unele cărți autografe, dacă mai vreți, da, te rog. A venit directorul nostru, Adrian Jicu, te rog, este darul pentru tine, că te-a adus cu bună voință de prietenii Ioana Nicolae și Mircea Cărbărescu. Păi, nu eu am venit, au venit și vă rog să-i aplaudăm Ioana Nicolae și Mircea Cărbărescu. Eu am venit doar așa ca șofer, să zicem, în cel mai bun caz. Eu mulțumesc că califier, șofer și toate celelalte, dar nu despre asta e vorba, ci despre, înțeleg, suntem pe final sau? Da. Atunci rămâne da, să... Pe doamna Ioana Nicolae o veți vedea da, o seară, și o rog să vină aici, să vină aici de aici lângă noi, care este invitată specială a revistei Ateneu. Vă aștept după amiază, de seară, la orele 18. Bine ai venit, doamna Ioana Nicolae. Să-i vedeți pe premianții, pe laureații premiilor revistei Ateneu, ediția 2017, să-i vedeți pe scenă, așa. O să le auzi doar spunând câteva cuvinte, iar după aceea vă rămâne împreună la un concert. Vă aștept cu mare drază că banează de seară la orele 18. Acum, deci rămânem împreună pentru o discuție liberă. Da, o discuție liberă. Ne putem mișca, adică... Sigur, ne putem o bună de cafea, sesiune de autograf. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc!